în vara anului trecut, lui Ioan Pantea i-a fost distrusă mașina și omorâte câteva oi de un urs la Dâmbovicioara. Pagubele au fost destul de însemnate și după lungi insistențe la vremea aceea, autoritățile au reușit să rezolve problema. Joi seara, la stâna ciobanului, ursul a atacat din nou. 2000 oare au fost omorâte și târâte până într-o prăpastie. Una dintre acestea a fost îngropată în pământ, iar la cea de-a doua a apucat doar să-i rupă coloana vertebrală și să-i mursece gâtul. Stăpânul oilor este din nou îngrijorat că ursul va reveni. Păi, deci el a intrat aici în strungă, înțelegeți, după cum vedeți, astea rupte. Oaia am găsit-o aici așa, vie, care era ruptă, dar silmat-o acolo, așa, după care a murit. Și una a luat-o, a sărit, chiar acolo în părăul ăla am găsit-o mâncată. S-a dus câine acolo, unde să te duci noaptea la 3, te și omor ursul. Deci n-ai curajul să te duci. Sigur că da. Deci oile în fiecare seară, după cum observați, sunt închise, nu sunt lăsate pe poiană, uite, strungile, toate astea. Deci e ceva de nu poți să... Nu poți să... N-ai cum. Ați mai avut probleme, nu? Mai avut deci probleme. Din 2015 am probleme. Mi-a luat mașina de două ori în 2015. Mi-a luat două oi pe 2 septembrie. Pe 12 septembrie am fost nevoit să plec de aici cu oile în altă parte, unde am plătit vreo 50-60 de milioane întreținerea lor. În 2016 îmi rupe ursul mașina de două ori. De două ori. A luat sora mea odată. Vine după 1 septembrie. Am nenumărate apeluri la 112. Am făcut, a lansat pe Facebook, a zis că să-mi plătească ursul mașina ei. Că nu se poate împușca că e par național. Spune acum că nu e par național. Când tai lemne vine ce e par național, când mănâncă ursul și nu pe mașina, ce nu e par național, noi nu plătim. Așa se întâmplă cu asemenea oameni care, cine i-a adus câte, pe aici? Câte oi v-a mâncat până acum? Păi ce să, în primăvară, deci acum, în 2015, două. Mi-a mai mâncat încă una de care n-am mai spus eu, zic, mai mă plictisesc. În primăvara asta mi-a mâncat una acolo, încă un miel și acum ăstea două azi noapte. Azi noapte. Și dacă ursul se învață la... Deci dacă se învață e foarte pericol, că nu te mai poți apăra de el. Eu știu ce am pățit în 2015, că a trebuit să plec obligatoriu de aici așa. Iar mai eram cu un băiat, dădea peste noi. Nu avem ce să-i facem. Nu avea zor de câini, vedea câte 4-5 ori într-o noapte. Nu se putea, am tras și mașina, am aprins farurile. Nu, nici au venit băieții, venea la ora 9 seara, ziceam căutat ursul, n-a venit. Ursul venea la 1, 2 noaptea, nu venea, ei stătea un drum. Ți-a pus mâncare ursului odată lângă mașina mea. Vă imaginați ce înseamnă? Pentru că lor le elene, filmați încolo, acolo trebuie să stea ursul, masivul Piatra Craiului. Nu aici și lângă noi, aici odată, uitați, filmați, face fân, înțelegeți dumneavoastră, deci aici sunt locuințe. Aici proprietățile oamenilor, da, nu? Da, asta e proprietatea mea. Am acte doviditoare. Sigur. Dar da, aici sunt poieni, nu mai se posesc. Deci acum 10-15 ani nu era așa, pentru că erau oameni aici așa. Uitați, odăi de stat, înțelegeți noastră. Sigur că da, aici așa stătea. Nu e ca în vârful muntelui, cum ar fi pe Piatra Caiului, să te duci pe 20 mai și pe 10-15 sau 20 septembrie să pleci acasă. Și dom'le, e altceva. Aici stai până iarna. Aici stai tot timpul. Deci eu am, aici, uitați, acolo fac vânt și aici pășunez. Aici pășunesc datorită că dacă oamenii au dispărut aici și nu mai sunt, a început să arendeze, înțelegeți dumneavoastră? Și asta s-a terminat bulciul, sigur că. Și încio... Păi vreo 150 de oi și vreo 6 vaci, înțelegeți dumneavoastră? Acolo e oborul de vaci, aici așa. E foarte greu, nu mai ne putem apăra. Și vă e teamă de acum? Cum să nu fie teamă? Păi de ursă nu fie teamă, sigur că da. Sigur, asta e. Dar văd că aveți câini, câinii nu sunt... Ce să facă, domne? Dai lege să țin 3 câini, tot parlamentul a dat-o. Da. Eu respect legile statului. Ei de ce nu le respectă, domnule? Pale. Ați fost la primărie. Vai de mine, de nenumărate ori. A venit și ProTV-ul, umflă de umeri toți. Am făcut tot felul. Nimic. N-are treabă oamenii, nu-i interesează. Ce veți face în continuare? Nu știu. Asta e. De asta am apelat la noastră. Înțelegeți că poate mai vede și Dragnea sau cine se numește el pe acolo, cum e. Poate vede și necazurile noastre, domnule. Dar în situația dumneavoastră mai sunt, știu eu... Vai de mine, acum 2-3 săptămâni la un băiat i-a omorât vaca. Deci vaca, în sat. Deci a fost la primărie, a făcut cerere. Așa, unul tot așa, Mitiriță se numește. I-a luat și lui, pe ziua pe poiană, în plaiul mare acolo. Ziua pe poiană. Deci te întâlnești cu ursul mergând pe drum. Deci oamenii sunt terorizați. Deci la cine vedeți dumneavoastră să opriți, să vedeți, să întrebați, dom'le, există, nu există. E adevărat sau nu e adevărat? Drumul la autoritățile locale a fost bătut și anul acesta în zadar, acestea neavând cum să îi rezolve problema. Singura speranță a lui Ioan Pantea este să facă public cele întâmplate și poate doar așa cineva se va sesiza și în acest caz.